O seară specială, dragi telespectatori. Spun specială pentru că avem invitați care au venit de la Galați. Doamna președintă a Asociației Flori de Dor este doamna Dorina Grecu, doamna aceea minunată pe care dumneavoastră în paginile de Facebook îi dați acolo like-uri și încurajați copiii care vin în aceste festivaluri la concurs și profesorii de canto sunt tare, tare interesați să-și aducă copiii în aceste festivaluri. Doamna Dorina Grecu, abia ați terminat un festival foarte frumos, în care am apreciat și, ca de obicei, vă susțin și vă încurajez în tot ceea ce faceți dumneavoastră, pentru că tot ce faceți, faceți pentru aceste tinere talente, copii, dar și copii mai mari, tineri, dar și persoane mai în vârstă care îndrăznesc să vină în aceste concursuri pe care le organizați și de la care au ce învăța și cei începători, dar și ceilalți se ambiționează ca de fiecare dată când se prezintă în fața juriului să fie și mai bine și mai mult pregătiți. Am văzut ceva extraordinar în acest festival, am văzut tinere frumoase, am văzut-o pe Maria Trifan, pentru că pe ea nu o văzusem și am văzut trei fete frumoase acolo. Una dintre ele este și acolo în spatele nostru și aș vrea să vină și ea alături de noi. Da. Le-am văzut pe toate, bine, pe ele le-am văzut cântând, le-am urmărit, dar pe ele două prezentatoare frumoase. De Bianca, ce să mai spun, a strălucit în verdele la smarald, superbă, dar și cealaltă, și aș vrea să știu, doamnă dragă, cum v-ați putut descurca cu atâția copii, cu atâția profesori, cu atâta lume, cu atâtea talente, care mai de care, mai luptătoare, mai combative, care mai de care să câștige trofee? Bună seara și bine v-am regăsit, mi-era foarte dor de dumneavoastră. Înainte de a spune altceva, vreau să vă răspund la întrebare. A fost un festival destul de greu, am hotărât pentru prima dată să plec de acasă și l-am avut loc la Buzău. A fost foarte greu pentru că mă uitam în jurul meu și nu cunoșteam părinții mie, îmi place să cunosc lumea din jurul meu, dar a fost totul foarte frumos. Copiii erau fără emoții, deci vreau să vă zic, ați văzut imaginile, era așa o ferie de culori și o bucurie. A fost frumos și am avut pe Bianca și pe Ana lângă mine, celelalte fete n-au venit de la Galați, că a fost mai greu, dar mulțumesc, în primul rând vreau să mulțumesc profesorilor, chiar dacă unii poate au rămas dezamăgiți, am avut un juriu în fața noastră care au hotărât și dânșii au spus ce note merită fiecare copil și eu zic că fiecare a primit premiu, da? Și a fost totul ok. Eu mă străduiesc din toată ființa mea să fie totul frumos pentru copii, pentru copii fac. Tu mă știți de ceva ani și mai vreau să spun, pentru că am vrut să vă invit la 10-a ediție care a fost aniversară, însă am zis că o să vă invit la Galați și vreau să știe toată lumea că dumneavoastră ne-a deschis ușile atunci când nimeni nu ne deschidea o ușă. Cu tot dragul am făcut-o și o fac de fiecare dată când bunul Dumnezeu înlesnește calea cuiva să vină la mine și eu sunt datoare să ajut pe toată lumea, dar mie mi-a plăcut foarte mult ceea ce faceți și mulțumim. Mai ales că trecea și printr-o perioadă puțin mai, mă rog, neliniștită, mai tulbure. Sigur că aveați nevoie de sprijin moral, sigur că aveați nevoie de cineva să vă ajute și susține. Eu o fac cu tot dragul de fiecare dată, dar dumneavoastră faceți lucrurile să se miște, chiar dacă uneori, pentru că nu se poate, acestea sunt concursurile. Concursurile nu sunt pentru a câștiga toți. Concursul înseamnă a te convinge tu de tine și a te mobiliza și a lupta pentru ceva, pentru acel premiu. Premiul
premiul este într-adevăr ne nobilează, dar nu înseamnă că dacă unul dintre copii care a fost foarte bun, foarte bun, și dar poate au avut un moment de ezitare, de scăpare, nu înseamnă că nu este tot la fel de bun și nu înseamnă că nu este tot așa apreciat. Foarte dar bine punctat. El trebuie să înțeleagă, și toți copiii și părinții, dar eu știu, sunt convinsă că părinții care vin cu copiii în concursuri știu că atunci când ceva nu este așa cum și-a dorit, că una e să-l asculți acasă, să-l asculți tu și să-ți dai numai tu cu părerea și familia, alta este când intră într-un concurs și atunci specialiștii, profesorii de canto, ei au ultimul cuvânt într-un juriu. Și atunci, sigur că eu pornesc de la premiza că nimeni nu are dreptul și nimeni nu dorește să ne dreptățească vreun copil sau să taie aripile copiilor care intră în concurs. Dacă se mai întâmplă câteodată vreo scăpare, dragilor, nu dezarmați, mergeți înainte, mergeți cu încredere înainte cu copiii dumneavoastră. Copiii trebuie să încurajați, copiii sunt cele mai sensibile, cele mai plăpânde ființe. Ei trebuie sprijiniți, cu o vorbă bună. Poate n-a câștigat premiul la interpretare, dar poate a avut o ținută corespunzătoare, poate a avut o prezență scenică. Nu se poate, fiecare copil care se prezintă are ceva acolo. Iar părinții știu cât suflet pun, pentru că și părinții și bunicii aleargă de colo-colo cu copiii la tot felul de pregătiri și este o concurență, dacă vrei, și între profesorii de canto, pentru că fiecare profesor vrea să arate cât de bine se prezintă elevul său. Eu aș vrea să doresc mult succes tuturor celor care se înscriu și de acum înainte în concursuri și mai ales să nu-și piardă încrederea, să nu-și piardă și să nu cumva, mai ales cel mai mult îmi doresc ca părinții să nu se piardă în fața copiilor, să nu le transmită copiilor emoții negative. Întotdeauna copiii au nevoie de suport moral și să fie cât mai optimiști și cu copiilor. Doamna Grecu, eu vă felicit încă o dată, pentru că nu este ușor ceea ce faceți dumneavoastră. Aveți în față copii, aveți în față părinți, aveți în față juriu, aveți în față profesori care nu sunt acolo cu copiii, sunt în localitățile de unde vin. Deci dumneavoastră, în fața dumneavoastră, vă luptați cu tot ce este în jurul dumneavoastră. Ca așa să poți să împaci pe toată lumea, nu se poate, dar ca să ai clemență și ca să ai bunăvoință, se poate. Se poate așa ceva. Iar noi toți trebuie să sprijinim copiii și să-i ajutăm. Să-i ajutăm cât putem să nu le tăiem aripile. Ei sunt viitorul nostru. Ei duc mai departe valorile noastre culturale. Copiii. Iar dumneavoastră sunteți una din făuritorii acestor valori pe care noi le ducem mai departe împreună cu generațiile. Mă copleșiți! Aici, lângă noi, doamnă, se află președintele Academiei Naționale de la Chișinău, Academiei Naționale Române, domnul Valeriu Mocanu. Și spunându-i și văzând, pentru că eu am o relație specială cu Republica Moldova, desfășor acolo multe activități artistice și la Chișinău și în mai multe localități, le-am vorbit de foarte multe ori despre dumneavoastră și despre copiii pe care răsar așa frumos din acest neant, din aceste festivaluri, deodată auzim un nume pe care noi încercăm să-l urmărim și ne bucurăm că sunt exponenții ai acestor festivaluri. Și vorbindu-i domnului Mocanu, astăzi a dorit să vină la întâlnirea cu noi și să aducă câteva medalii, câteva diplome, pentru că și dumneavoastră meritați o diplomă. Este o onoare pentru mine. Și printre aceste diplome, bineînțeles că și pentru dumneavoastră. Da, vă rog. Da, sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră aici. Să știți, suntem vecini, mai ales acolo, Prutul ne desparte câteva zeci de kilometri, nu foarte mulți, dar n-am avut ocazia să am contact cu colectivele dumneavoastră. Și va fi de bun augur întâlnirea de astăzi, filmările de astăzi. Sper să avem ocazia să colaborăm și să conlucrăm, adică să conlucrăm în continuare. Acum avem o diplomă de excelență pentru domnia voastră.
Și vă felicităm, vă dorim mult succes. Iată doamna ambasador, care reprezintă și Academia Națiunii Române, excelența sa, doamna ambasador Mioara Voicu. Diploma de excelență primește doamna și pe bună dreptate, la câte festivaluri a făcut și a organizat și la câți copii a promovat prin festivaluri, doamna Dorina Grecu merită pe deplin această diplomă de excelență care se conferă din partea Academiei Națiunii Române de la Chișinău, domnul Valeriu Mocanu. Vă mulțumesc! Și am să spun așa, doamnei Dorina Grecu, președinte al Asociației Flori de Dor Galați, în semn de înaltă prețuire pentru merite deosebite în domeniul activităților culturale și a spiritualității pentru promovarea valorilor culturale și spirituale ale neamului românesc în teritoriile fostei dacii și în întreaga lume. Semnează domnul președinte Valeriu. Vă mulțumesc! Urmăriți de fiecare dată aceste festivaluri. Aceste festivaluri care aduc bucurie în sufletele noastre. Prin toate aceste concursuri se descoperă noi talente. Noi talente ies la iveală. Urmăriți-i cu atenție. Mulțumim!